Gabi, bine ai revenit acasă. Ce te-a determinat să alegi să îmbraci tricoul la albastru al farului? Bine v-am regăsit. Aveam nevoie de jocuri în picioare să încep să joc și cu siguranță că m-am gândit doar la această variantă, pentru că aici cunosc totul, am crescut și aici și am venit să ajut echipa și să intrăm în play-off, să facem în continuare meciuri foarte bune, pentru că Farul a jucat bine până acum. Cum a fost perioada petrecută anul trecut pentru tine în Rusia la Akhmat Grozny? O experiență nouă, dar nu a fost așa de plăcut pentru că nu am jucat și prefer să merg undeva unde mi se dă șansă și să joc, pentru că nu-mi place să doar să privesc. Așa pot să stau și acasă, să mă la televizor. De ce ți-a fost doar Rusia? Ce ți-a lipsit cel mai mult? Prietenii, familia. Asta în primul rând. Restul, familia, adică părinții. Am fost cu soția și copilul, dar prietenii, mai greu ajungi acasă decât dacă sunt pauze mai mari. Pentru tine este a treia revenire la Constanța. De fiecare dată când ai revenit acasă, ai avut evoluții foarte bune. Sper să o fac și de data asta, să am evoluții foarte bune și sunt încrezător. Am venit la o echipă care joacă un fotbal bun, care atacă și sper să avem evoluții bune în continuare, mai repede. Farul se află acum pe poziție de play-off, se bate pentru pozițiile fruntașe. Ai urmărit evoluția echipei până acum? Da, da. Am avut în Rusia un router și am putut să văd meciurile. Cu siguranță că ăsta este un obiectiv și trebuie să intrăm în play-off în primul rând și apoi să avem evoluții bune și acolo, pentru că noi intrăm în play-off și apoi ne gândim la locul 6. Urmează o serie importantă, 5 partide, 3 pe teren propriu, 2 în deplasare, care pot asigura Farului poziția în play-off înaintea ultimelor 3 etape din sezonul regulat. Cum vezi tu această serie? Aș prefera să mă gândesc la primul meci, să ne gândim că luăm cele 3 puncte, la noi facem calcule din momentul ăsta și să ne gândim doar că trebuie să câștigăm meciurile, dacă se poate să le câștigăm și pe toate. Să câștigăm și în deplasare, pentru că este important. Acasă echipa a câștigat destul de des. Spuneai că ai urmărit meciurile. Cum ți s-a părut atmosfera creată de suporterii Farului, mai ales pe teren propriu? Frumos, lipsea asta înainte și sper să vină în continuare, să nu mai fie nicio restricție și să fie stadionul plin. Aștept cu nerăbdare întâlnirea cu fanii, ce le transmiți? Doresc mult să vină la meciuri, să ne susțină, chiar dacă poate vom avea momente mai dificile și să facă ce au făcut până acum și noi să le oferim un fotbal frumos și câte 3 puncte la fiecare meci. La finalul campionatului 2019-2020 ai fost golgheterul ligii întâi, acum Farul dă golgheterul ligii întâi pe Hefte Betancourt. Cum crezi că va fi colaborarea voastră? Foarte bun, foarte bine, l-am văzut, îmi place cum joacă și mă bucur pentru Farul, pentru că este un nou sezon în care poate să dea un nou golgheter. Sper să te mai afli în situația de a executa un penalti decisiv care să aducă un trofeu pentru Farul. Da, aș prefera să să nu fie din penalti, dar să ajungem în situația de a câștiga campionatul, desigur. Sub comanda managerului tehnic, Gheorghe Hagi, a avut cel mai bun randament. Care crezi că este secretul acestei colaborări? Nu doar eu. Foarte mulți jucători sub comanda dânsului au jucat foarte bine. Și să-l mai laud? O să-l laud non-stop, pe cel mai bun antrenor pe care l-am avut și cu care am avut cele mai frumoase experiențe și chiar dacă nu am fost în formă când am ajuns la postul Viitorul, m-a pus pe picioare și am jucat foarte bine. Academia Hagi produce în continuare talente, iar tineri jucători sunt piese de bază în echipă. Cum vezi tu această situație care continuă de an bun aici? Cred că așa o să fie non-stop. Academia este una foarte bună, cred că cea mai bună de la noi. Uitați și aici câte cupe câștigate și de câte ori
au făcut pasul către prima echipă, au făcut-o foarte bine și apoi s-au și transferat la alte echipe. Îți doresc să ajungi la Națională din nou după evoluția de la Faro? Cu siguranță, asta a fost și în capul meu când am venit aici să am evoluții bune, să joc și cu siguranță că selecționerul va avea ochi și pentru mine în caz că voi avea evoluții bune.